Guvernul va aloca bani primăriilor care nu pot suporta din bugetul local plata facturilor la căldură. În această situație se află și primăria municipiului Drobeta-Turnu-Severin, care are nevoie de sprijin pentru achitarea facturilor la termoficare. O mare problemă o reprezintă și datoriile înregistrate la furnizorul de agent termic. Dacă acestea ar fi achitate, ar exista bani pentru păcură, cel puțin pentru 25 de zile. Guvernul va oferi autorităților publice locale subvenții pentru plata facturilor la încălzire, conform unui comunicat transmis de Ministerul Dezvoltării până la epuizarea bugetului inițial de 400 de milioane de lei destinat subvențiilor pentru termoficare. Ministerul va continua să acorde sprijin pentru achitarea facturilor din lunile ianuarie și februarie ale anului în curs. De asemenea, la cererea autorităților locale se vor acorda și fonduri suplimentare. Severinul are nevoie de sprijin financiar în acest sens și în luna noiembrie a primit o sumă consistentă de bani, tot pentru termoficare. Trebuie să recunoaștem faptul că municipiul Drobeta-Turnu-Severin, din punct de vedere al încălzirii municipiului, se află într-o situație dificilă. Această situație trenează din 2016, an începând cu care căutăm soluții pentru a rezolva această problemă a încălzirii municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Anul acesta vom insista foarte mult pe extinderea rețelei de gaze naturale, dar până la acel moment noi am solicitat de la Guvernul României sprijin în fiecare an. Anul trecut, în luna noiembrie, ni s-a acordat cea mai mare sumă de bani de până acum, 44 de milioane de lei, și pentru noi a fost o gură de oxigen, ca să zic așa, pentru că ne-a ajutat foarte mult pentru a asigura continuitatea agentului termic în municipiul Drobeta-Turnu-Severin în iarna aceasta. Am mai făcut și la acest moment încă o solicitare pentru diferența de bani de care am mai avea nevoie. La această oră, Severinul are stoc de păcură pentru încă 10 zile, însă datoriile sunt în continuare foarte mari. Dacă severinenii ar plăti dările, SPAET ar mai putea achiziționa păcură pentru încă 25 de zile. Începând cu factura lunii ianuarie 2022 care s-a emis, în prezent, populația municipiului Drobeta-Turnu-Severin datorează către furnizorul de energie termică pentru încălzire suma de 12.400.000 de lei, iar instituțiile publice și agenții economice o sumă de aproximativ 3.600.000. Deci, în total, avem de încasat de la consumatorii din municipiul Drobeta-Turnu-Severin aproximativ 16 milioane de lei. Vin cu un apel către populația municipiului Drobeta-Turnu-Severin să facă eforturi majore pentru a plăti energia termică consumată pentru încălzire, pentru că altfel nu vom putea să mai plătim și noi furnizorii de păcură, de energie electrică, ca să terminăm acest sezon energetic, așa cum am făcut-o până în anii trecuți, la 31 martie. Reprezentanții Ministerului Dezvoltării au anunțat că se va acorda suplimentar un sprijin financiar de 50%, însă dacă bugetul va permite și dacă autoritățile locale vor trimite cerere în acest sens.